Episcopul de Bălcifălești, Marchel, despre care anterior unele surse mass media scriau că ar fi proprietarul unui Mercedes de lux, a recunoscut că mașina de 10.000 de euro îi aparține. Slujitorul domnului spune însă că bijuteria pe patru roții a fost dăruită de un credincios și nu cunoaște cât ar costa. Episcopul Marchel a venit sâmbătă, 22 mai, cu mașina sa de lux la hramul municipiului Bălți. O nemica tată, a fost un cadou a unui om bun ca și dumneata. Și ești gata și dumneata să dorești cuiva? De mine nu-i nevoie. Nu sunt gata pentru că nu-mi permite buzunarul. Eu sunt gata să fac unele cadouri, desigur că nu de genul acesta. Dar care-i treaba dumneatale, cât ar costa mașina aceasta? Preasfințitul nu a binevoit să ne spună numele celui care a fost atât de darnic cu el. Da, e de lux, uite, Mercedes. La ce model este mașina? Uite, omule, treci pe lună. Păi ce model? Eu nu cunosc modelul. 13 luni. Eu nu înțeleg, da? Ce fel de model este. Nu, te faci, dar mă mort în popșoc. Vădit deranjat de întrebările despre mașina sa, episcopul Marchel s-a luat de reporterul nostru. Presa este, într-un fel sau altul, reprezentată de niște oameni vicleni cum sunteți voi. Băi băieți, vicleșugul nimănui n-a fost de folos, așa că lepădați-vă de el. Fiți un pic unul, că rămâneți unul la unul cu sovestea voastră, dacă putem vorbi de soviste. Cum te simți, vicleanule? Mercedesul episcopului de Bălcifălești, Marchel, este de model E-Class. Această serie de automobile considerate de lux s-au produs între anii 2013-2016. Pe unele site-uri specializate de anunțuri din Moldova, modelele similare, cei drept la mâna a doua, ajung să coste până la 23.000 de euro. Pe cele internaționale, prețul unei mașini noi din această serie poate depăși suma de peste 30.000 de euro.